Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Dorin Chirtoacă, fost primar general al municipiului Chișinău. Domn primar, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, bun găsit! Domn primar, când ne-am văzut noi ultima dată, prin ianuarie plus minus, dumneavoastră ați avut atunci în sfârșit un câștig de cauză în așa numitul dosar parcările. Da. Se constatase chiar că dosarul ăla fusese fabricat, lucru despre care dumneavoastră de ani încoace ne tot spuneați. Iar Procuratura Anticorupție imediat anunța atunci că va ataca la Curtea de Apel decizia primei instanțe. Dumneavoastră ne relatați aici la emisiune că, de fapt, Procuratura Anticorupție, Veronica Dragalin, are o lună la dispoziție ca să ia decizia clară, să fac cunoștință cu materiale sau așa mai departe. Decizia respectivă și ulterior își dă verdictul. Merge la Curtea de Apel sau nu merge la Curtea de Apel? Ce a decis? Procuratura a băgat gunoiul sub preș și a considerat de cuvință să continue abuzul în ceea ce mă privește, să meargă pe fără de lege, pe încălcarea drepturilor omului și să se discrediteze ca instituție. Pentru că ei au atacat, așa cum au anunțat în acel comunicat de presă, hotărârea primei instanțe la Curtea de Apel și acum, pe 17 mai, va fi prima ședință. Nu știu cum o să se descurce dumneavoastră acolo în fața deja judecătorilor de la Curtea de Apel, ținând cont că lucrurile sunt complet clare din prima instanță și există și acea încheiere curajoasă a judecătorului Alexandru Negru prin care s-a constatat fabricarea dosarului. Și în loc să înceapă procuratura o anchetă în privința celor care au fabricat dosarul, procuratura îi acoperă pe aceia care au încălcat legea. La un moment dat, asta va exploda sub o formă sau alta. Când, cum, rămâne de văzut. Dar cert este că procedează mârșav, mizerabil, așa cum a făcut-o pe vremea lui Plahotniuc. Eu nu mă așteptam la răspunsul ăsta. Eu credeam că e pe bune. Deci, s-au resemnat, au văzut că decizia este cum este. Nu, dar și pe lângă acest dosar cu privire la parcările cu plată, ei doar au mai deschis un dosar din 2015. Bun, am aflat despre el în 2017. Și el tot încă... La fel ca și ăsta, ca și cel cu parcările tot din 15 deschis, dar aflat în 2017. Deci sunt 8 ani de dosare în ceea ce mă privește și acel al doilea dosar este abia la faza de urmărire penală. Adică ei încă investigează și sub pretextul investigării proprietățile sunt puse sub sechestru. Apartamentul părinților mei, obținut în 85 din sectorul Buiucani, strada Calea Ieșilor. Apartamentul meu, care l-am în sectorul Ciocana, pe care l-am obținut în 2015. Și casa bunicilor mei de la Colonița. Toate sunt puse sub sechestru de către Plahotniuc atunci, intenționat să-și bată joc, să arate putere, să încerce să mă intimideze atât pe mine cât și pe toți ceilalți din Pele. Și demonstrativ până și casa bunicilor pusă sub sechestru. Și așa a rămas și este așa până astăzi. Noi ne-am adresat împreună cu avocații, cu doamna Iovu și cu domnul Malic la CEDO și ambele dosare sunt înregistrate la CEDO deja. Primul, pornind de la suspendarea ilegală care a avut loc cu parcările cu plată, al doilea dosar, pentru faptul că timp de 8 ani este un abuz în privința proprietății, este un abuz în privința drepturilor omului și lipsește un remediu și o justiție echitabilă în această situație. Nu poate să dureze 8 ani de zile. De acum, degrabă, mandatul meu la primărie, mandatele vor fi fost mai scurte decât ceea ce se întâmplă din partea acestor structuri care nu fac lege și dreptate și nici justiție. Dar după ce ați vorbit cu avocații dumneavoastră, dacă acum e la apel, ce vă zic ei sau ce prezic? Iarăși câți ani după acești 8 ani? Nu știm. Nu știm nici ei. Nu se poate face o estimare pentru că depinde de modul în care instanța va decide să examineze dosarul, numărul de ședințe, frecvența lor, durata lor. În Statele Unite, de exemplu, pregătirile durează luni sau ani de zile, dar propriu-zis procesul de judecată durează o zi, două. Și în Belgia am înțeles că există asemenea modalități. Adică de dimineață până seara sau două, trei zile la rând, toate merg până când... Dar practicile sunt diferite. Ați mai încercat să bateți la ușa doamnei Veronica Dragalin? Și doi, credeți că ea știe despre asta? Poate n-a văzut emisiunea cu dumneavoastră aici, interviurile din alte părți.
Demersuri nu am mai depus, adresări nu am mai avut, tocmai pentru a vedea care va fi reacția nu doar a Procuraturii Anticorupție, dar a sistemului, structurilor, organelor de forță, structurile, spunem așa, Ministerul de Interne, care merg, Procuratura, instanțele de judecată, tot ce ține de partea de justiție, Ministerul Justiției. Poate din ei cineva își va da seama că trebuie să schimbe macazul și să nu meargă mai departe, să nu se adâncească în această fără de lege. Și am lăsat să treacă aceste luni pentru a vedea dacă își dau seama. Nu au făcut-o, o să mă adresez, o să mai depun demersuri, nu numai la anticorupție, dar la toate instituțiile în ordine, de jos în sus, la cele naționale și internaționale, pe marginea acestor abuzuri. Pentru a se afla, până la urmă, cine a fost acela care a decis să continue cu fără de legea. Doamna Drăgălin a fost direct vizată de către judecător. Ea personal trebuia să dea răspunsul judecătorului negru. Pentru că în încheierea din decembrie era expres menționat procurorul ierarhic superior. Procurorul ierarhic superior al procurorului din care se ocupa de caz este Veronica Drăgălin. Ei au preferat să atace. Propriu zis, cine a atacat, cine a semnat cererea pentru Curtea de Apel, n-am văzut. O să vedem acum în 17 mai, pentru că n-am primit nicio copie a recursului depus de procuratură. Însă faptul că ei au comunicat imediat, în aceeași zi, că vor ataca și faptul că lucrurile se întâmplă așa, iată, în cât 6 ani de când am fost scos din primărie, și 8 de când sunt dosarele, arată că lucrurile sunt putrede și că decizia o aveau pregătită din timp. Deci ori nu cunoaște Drăgălin, ori dacă este implicată și atunci este grav. Atunci trebuie să plece. Pentru că actorii sunt cam răzbunătorile ale lor. Nu cumva procurorii s-au plâns CSM-ului ca să se apuce de capul judecătorului negru? Aici poate să fie o problemă nu doar în raport, nu doar pe marginea acestui caz. Este un fenomen clar în ultimii 2-3 ani, că procurorii cumva și-au găsit loc călduț și sunt într-o anumită măsură protejați de actuala putere, ei oferă servicii actualei puteri și comit presiuni asupra mai departe a tot și toate, indiferent funcționari, din sfera privată, din instanțe și așa mai departe, judecători. Deci ei își continuă rolul pe care îl aveau pe vremea regimului precedent, domnul Plahotniuc, făcându-și interesele cu prețul prestării unor servicii actualei puteri. Și în același timp, cred că fac și joc dublu, îi duc și de nas, în ideea că la un moment dat cade și puterea asta, ei mai departe rămân să tragă sforile, vin următorii și cu următorii procedează la fel. Asta a fost tactica părții întunecate a structurilor de forță din Moldova, în special a procuraturii. Că este așa, cu siguranță este așa parte întunecată în procuratură, altfel nu se explică de ce nici dreptate nu se face în dosarele istorice. 7 aprilie, furtul miliardului, privatizările frauduloase, de exemplu, vă dau Hotelul Național. Mă judec pe problema Hotelului Național de câțiva ani cu procuratura. Ei îmi spun mie, în instanța de judecată a venit un procuror, că eu n-am dreptul să mă adresez procuraturii pe subiectul ăsta. Că, vezi, doamne, care drepturi ale mele sunt încălcate? Se poate lua înregistrare audio de la Curtea de Apel, unde am ajuns deja. Și trebuie să văd care a fost verdictul instanței, că a fost tot acum în mai ultima ședință, dar n-am fost la pronunțare. Deci procuratura să-mi spună mie că eu n-am dreptul să scriu despre faptul că Hotelul Național a fost furat? Dar cine atunci are dreptul să scrie? Cei de la viețuitoarele de la grădina zoologică? Cine să scrie? Păi orice, că nu este clar care drepturi ale mele au fost vătămate. Păi sunt cetățean al Republicii Moldova, a fost furat un bun de stat. Trebuie trași la răspundere Voronin, Dodon, care l-au privatizat, i-l-au dat lui Plahotniuc, Plahotniuc l-a vândut Platon mai departe l-a revândut lui Plahotniuc, bani din furtul miliardului, hotelul stă ruin în centrul orașului. Că este un furt, este clar că dacă era investiții pe bune, privatizare corect făcută, ar fi fost un hotel de 4, de 5 stele cât era în centrul orașului, pe bulevardul principal, cum scrie cartea. Acolo e ruină, WC-ul public, boschetari și animale fără stăpân și pericol public din toate punctele de vedere. Procuratura ține cu hoții, în mod evident, pentru că eu cer să fie anulată privatizarea și asta a fost o chestiune de ambiție personală, care am făcut-o încă de când eram primar. Și am tot scris și am zis, hai bun, mă judec cu voi dacă tot nu știu, nu, că n-am avut altă soluție. Și ei spun că eu nici n-am voie să scriu, nici n-am voie să mă adresez. Și că nici nu e de competența lor. Vă pot da răspunsul pe care l-a semnat Ion Munteanu, care acum e procuror general interimar a Republicii Moldova. Ultimul răspuns de la procuratură care l-am atacat e semnat de Munteanu. Pot să vă dau, l-am și publicat acum un an.
Iată cam așa arată lucrurile. Atunci, în concluzie, ce ține despre justiție, domnul primar? Ai noștri de sus, când viesă la TV și ne spun că ei tot reformează justiția și o reformează, mai bine ar tăcea? Mai bine ar scrâșni din dinți și și-ar asuma niște decizii care ar însemna să taie din rădăcină niște lucruri și să obțină rezultatele pe care le așteaptă toată lumea de ani de zile, care sunt evidente pentru toți, deci problemele care sunt evidente pentru toți, hoțiile, mă refer, și fără de legile, cum am spus, începând cu 7 aprilie și încoace toate, anularea alegerilor din 2018, FSB-ul în alegerile din 2019-2020, acei agenți, anularea alegerilor a fost o chestiune, cum să vă spun, în afara statului de drept, uzurparea puterii de stat în 2019. Trebuie să fie niște lucruri evidente, trebuie să fie niște sancțiuni evidente asupra unor lucruri care au otrăvit Republica Moldova în acești 20-30 de ani. Privatizările care au făcut, nu mai spun, Codru sau Sanatoriul Moldova, deci sunt lucruri care, dacă nu se rezolvă, oamenii vor trage concluzia că și această putere a acoperit, a băgat gunoiul sub preș. Adică nu s-a făcut decât faptul că și-au pus oamenii lor în CSM? Ei au început de la cum lucrurile se fac teoretic pe hârtie. Punem acolo oameni și așteptăm că acei oameni vor rezolva, dar până la urmă acei oameni vor evita să-și asume răspunderea, pentru că acei oameni, la rândul lor, vor numi judecători care, acei judecători vor trebui să rezolve. Deci, prin a treia mână rezultă că lucrurile urmează să se întâmple. Judecătorii care vor avea pe masă, dacă vor avea pe masă asemenea dosare, pentru asta trebuie să lucreze procuratura să le pună pe masă, dar procuratura nu vrea, cum v-am dat exemplu, la un moment dat nu vor avea curajul să o facă, pentru că deja va fi trecut foarte mult timp, se vor gândi, dacă se schimbă puterea, vin ăia alții care umblă acum prin centru cu drapelele roșii și cu panglica bicoloră și care ei sunt autorii a multora din aceste crime și dacă vin ăia iarăși la putere, după aceea eu voi fi pedepsit. Deci lucrurile nu pot fi rezolvate prin a treia mână. Ei trebuie să-și asume politic răspunderea pentru funcționarea pe aceste dosare de rezonanță a justiției fără să aștepte să se rezolve partea de procedură prin CSM-uri și toate celelalte. Și trebuie să-și revadă atitudinea față de procuratură. Procuratura îi duce din nas, în mod clar. Păi și-au dus omul lor din America. Păi poftim, v-am dat exemplu ce a făcut omul lor în cazul subsemnatului. Păi și dacă a făcut în cazul subsemnatului, care este evident de notorietate deja de 8 ani, de când sunt aceste dosare, ce mi se întâmplă și au fost și rezoluții ale organismelor internaționale, inclusiv din Statele Unite, și ei tolerează chestiunea asta, înseamnă că este o problemă. Ori mai jos de persoana adusă din Statele Unite se întâmplă lucrurile, ori dacă se întâmplă și la nivelul ei, atunci mă scuzați. Problema asta eu de câțiva ani totul discut aici, nu mai rezolvăm, așa că haideți, vă rog, și la alte subiecte. Ce problemă, cum spuneți? Deci v-am văzut eu zilele trecute la președinție, la o întrevedere cu doamna Maia Sandu. Da. Dumnezeu v-a invitat pe dumneavoastră și pe mai mulți reprezentanți ai altor partide pentru a discuta despre 21 mai, acel meeting al lor. Dar, pe rând, dumneavoastră de ce ați reprezentat Partidul Liberal, ori deseori ne spuneați aici că acum nu vă implicați, nu luați decizii, nu hotărăți chestiuni majore, de ce ați mers anume dumneavoastră? Eu am fost sunat vineri, era 5-6 mai aproximativ, dat, pentru că pe 8 ne-am întâlnit, luni. Și mi s-a spus că sunt invitat la o întrevedere pe subiectul consultări cu privire la integrarea europeană. Eu am întrebat, bine, dar zic, eu nu dețin nicio funcție, nici în Partidul Liberal, nici... să spunem așa, nu sunt implicat în altă parte. Sigur este vorba despre o invitație. Și doamna care era la telefon s-a consultat cu cineva și a spus, invitația oricum rămâne. Zic că atunci înțeleg că e o invitație nominală sau cum. Și a spus da. Și bun, până la urmă pe linie politică, înțeleg, tot este vorba de Partidul Liberal, dar dumnealor în discuția care tocmai v-am relatat-o, mi-au spus că invitația rămâne pentru mine pentru data de
8. Eu aveam ceva planificat la 12 jumate în acea zi, de aceea la început am rezolvat ca să pot schimba ce era. Și am revenit cu un apel telefonic care mi-a spus că bine o să vin și între timp am schițat niște gânduri pe care le-am transmis doamnei președinte în acea zi pe 8. Adică ei n-au vrut să-l vadă de la masă cu doamna Maia Sandu pe domnul Mihai Ghimpu, președinte interimar al PL-ului? Nu știu să vă spun dacă întocmai așa au abordat dumnealor lucrurile, pentru că cine știe, poate s-au ținut cont de faptul că am deținut totuși funcția de președinte a partidului și am reprezentat partidul în ultimii câțiva ani. Dar domnul Ghimpa a fost și președinte interimar al țării. Da. Asta trebuie întrebați dumnealor cei de la președinție. Dar cert este că nu de la toate partidele au fost președinți. Au fost, da, am văzut. Da, au fost de diferit rang, să spunem așa, reprezentanții. În ceea ce privește Partidul Liberal, deja am văzut acolo la fața locului, până la urmă, din 10 persoane care eram la masă, 5 aveau legătură cu Partidul Liberal. Da, am remarcat și asta. Deci jumătate, practic. Da. Eram eu, era Lilian Carp, care a fost la noi și deputat și la șef de cabinet la primăria Chișinău și vicepreședinte și așa mai departe. Dar Lilian Carp ce căuta acolo? El era de la PAS. El reprezenta PAS. Păi vedeți că tot nu președintele a venit. Interesant. Igor Munteanu a fost ambasador din partea noastră, din partea PL-ului desemnat în Statele Unite. Doamna Guțu, Vasile Costiuc, deci 5 din 10 eram pe ele. Ceea ce pentru Partidul Liberal, în perspectivă, să spunem așa, istorică, este un lucru bun, pentru că totuși se demonstrează că chiar dacă acei oameni sunt astăzi în alte partide, iată că Partidul Liberal a avut un rol de jucat în acești 20 de ani pentru ca Republica Moldova să obțină direcția pro-europeană. Chiar dacă noi ne-am dorit totdeauna mai mult partea unionistă. Haideți să ne povestiți ceva de la întrevederea aia. Deci, ați așteptat, doamna a intrat, v-ați ridicat, ați luat loc și ea probabil a rostit un discurs. Ce vă zice? Da, o singură completare. Chiar și după întâlnire, eu le-am spus colegilor din președinție, zic, vă mai spun încă o dată, eu zic, eu nu dețin nicio funcție în Partidul Liberal, pentru că am văzut că sunt toți reprezentanți de partide și așa mai departe, zic că aveți în vedere pe viitor, că zic, sunt doar membru de rând acum. Doamna a avut un discurs, doamna Sandu a avut un discurs de introducere. Discuția a fost destul de sinceră, după care fiecare, așa, la rând, practic, de jur împrejurul mesei, și-a spus punctul de vedere. Întrebări, doamne Maia Sandu? Au fost și întrebări. Eu am fost mirat de unele întrebări. Fără să dăm nume, ce întrebări v-au mirat? Păi, întrebările tehnice m-au mirat sau chiar relatările unor cazuri mărunte, de exemplu, care, de exemplu, cineva a încercat să pună un drapel undeva și nu a reușit să-l pună, a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, altcineva, nu știu pe unde, au fost colectate semnături pentru adunarea asta din 21 mai. Eu mi-am pus întrebarea, domnule, consultări pe subiectul integrării europene, un fel de, cum Snagov, România 95, și noi discutăm, altcineva a început să spună despre faptul că-i tărât prin judecăți, că în problema cu șor, cu cârnațul făcut din hârtie igienică. Eu am rămas șocat de niște lucruri. Adică alții vreo câțiva s-au plâns că nu au acces în mass media. De aici, invers, am primit raportul ăsta că noi am urcat nu știu câte poziții pe libertatea presiei și invers, doamna Sandu a spus ea că mai rar vede reprezentanții puterii la televizor și mai des vede reprezentanții a opoziției și a altor, adică... Probabil sute la emisiunea asta. Eu nu-mi dau seama, dar eu cumva mi-era frică că scapă esența. Deci am avut o oră și jumătate de discuții și esența pentru mine era nici măcar adunarea din 21 mai. Dar poate perspectiva aderării la Uniunea Europeană, cât de real este și în cât timp. Asta erau două chestiuni care pe mine și pericolele care sunt. Da, poate... Poate nu aveți dreptate. Ori, iată, reprezentanții opoziției, inclusiv cei care au fost acolo, vin în multe studiouri, și aici la fel, și critică unele sau altele de decizii ale guvernării, făcând aluzie că direct este responsabilă mama partidului, doamna Maia Sandu. Acum, având ocazia, de ce să ne reproșez anumite derapaje politice ale partidului ei? Pentru că... Față de situația anterioară, când erau ceilalți, da, Dodon, Plahotniuc, Voronin înainte, situația din acest punct de vedere era mai proastă și cumva au fost răsturnați. De aceea să spui că acum când ai rețele sociale, când toată ziua, bună ziua, ești în live-uri pe Facebook,
și oricum prezența în medie e destul de pestriță. Invers, dumneavoastră aveți problema când nu aveți destul invitați, că de invitați unii și pe unii și aceiași, că e Republica Moldova mică și vă plictisiți și dumneavoastră cu, și telespectatorii de multe ori. Până la urmă, nu este locul și momentul în care să abordezi lucrurile astea și nici și în general, dacă îți asumi să lupți în politică, nu cauți o situație ideală și perfectă în care să se pună pe tavă, vină și ia puterea. Nu, trebuie să o câștigi. Trebuie să... Și ei s-au luptat în stradă, fără să aibă acces. La toate... Atunci era și mai multă propagandă și mai puțin acces în media. Mă refer la până în 2019. Uh-huh. Dar chestiunea asta cu drapelul, nu știu unde, și cu... Ok, sunt flipuri. Și cu... Chiar dacă s-ar aduna semnături pentru 21 mai, dar ce? Lumea nu înțelege că, evident, este o chestiune asumată de guvernare, de Maia Sandu personal și respectiv de guvern și de partidul PAS să aducă o piață plină de oameni ca să aibă un eveniment din ăsta politic pozitiv în contextul summitului din 1 iunie ca să ofere și o altă fotografie a Republicii, o altă imagine, că vin vreo 200 de jurnaliști. Ei atunci vor să dea reportaje numai despre cum a fost Voronin cu Dodon ieri prin centru cu 9 mai. Mm-hmm. Sovietic și plus chestiunile astea cu Șor și cu scandalurile care le fac ei și atunci care o să fie imaginea Republicii Moldova în Occident, că totuși vin 40 de șefi de state și de guvern, ceva până la urmă unic pentru Moldova. Deci ei și-au asumat o chestiune politică pe cont propriu. Adică e adunare de partid mai mult. Bun, e adunare de stat, de partid-stat, să zic așa, pentru că la ora actuală partidul PAS este un fel de... se identifică cu statul, e guvernare molocoloră. Și care și a fost cu... că e administrativ și toate celelalte. Deci asta nu era o chestiune de a fi în prim planul discuției. Dacă am fost în prim planul discuției, chestiunea cu 21 mai. Bă, chestiune de securitate, că va reuși poliția să facă, că vă pregătesc destabilizări, provocări. Eu sunt sigur că dacă și-au asumat așa ceva, vor reuși să facă față. Toamna, când au încercat aia să intre în parlament, guvern, mă refer Șor și așa mai departe, și cu socialiștii, cu mișcarea asta lor, poliția s-a descurcat. Deci dacă s-au descurcat atunci când a fost un fel de apogeu și în primăvara asta, când au reluat, cu atât mai mult se pot descurca acum. Și mai ales că la noi oamenii în Moldova nu sunt adepții unor activități contra. Cumva fiecare este lăsat să-și facă propriul PR. Ăia își fac eveniment într-o zi, ăștia alții își fac eveniment în altă zi. Nu prea le place la moldoveni confruntarea. Bun, am avut eu situația personală în care am fost în conflict de stradă și cu Voronin și cu Dodon când a fost în anul trecut, tot așa, 23 august sau ce era atunci, nu mai știu, sau tot un marș au făcut ei. Sau la sediul Partidului Socialiștilor. Nu este o chestiune plăcută. N-aș vrea să mai repete. Nici pentru mine, nici pentru alții. Deci care a fost concluzia acestei întrevederi? Toți ați spus că mergeți la meeting-ul partidului. Nu, fiecare decide statul. Pentru ei. Mare parte oamenii, deci cei prezenți și-au anunțat susținerea față de și evenimentul din 21 și în general parcursul european. Și pe leu. Toți cei prezenți au zis că merg susținerea... Nu. Susținerea parcursului european în ceea ce privește adunarea, fiecare în felul său, ca să zic așa. Care au spus că vor lăsa oamenii să meargă de sine stătător, adică nici nu interzic, dar nici nu mobilizează. Care au spus că vor mobiliza membrii. Mă rog, au fost chestiuni de declarații până la urmă. Care a recomandat, de exemplu, să nu fie prea mult concert, să nu fie, să fie mai modest. Eu am spus că este foarte bine, că se va fi și un mesaj împotriva agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Uh-huh. Și că în general ar fi binevenit un mesaj video din partea celor de la Kiev, fie al președintelui Zelenski sau al cuiva, și la această adunare populară și la evenimentul din 1 iunie, chiar să fie prezent Zelenski sau... Deci Zelenski vine acolo. Nu știu, chiar dacă va veni, presupun că se va ține secret. Dar asta a fost, de exemplu, recomandarea subținutului. Că ați zis de concert. În rest, am propus lucruri care țin de integrarea europeană pe termen lung. Și am spus că, oricum, integrarea europeană ne va ține în continuare încă la limita sărăciei, chiar dacă ar avea loc în termen foarte scurt. Și, oricum, unirea ne rezolvă problemele sociale și nu... Iar securitatea fără unire nici nu se poate obține. Securitatea astăzi este în mâinile Ucrainei, până la urmă. Că ați zis de concert. Care-i programul? Ce avem? Vor cânta? Vor evolua? Poezii? Cine nu ține cunosc. Discursuri? Nu cunosc. Vor fi două mesaje, din câte am înțeles, esențiale sau principale în cadrul evenimentului, și anume pentru integrarea europeană și împotriva agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Vor fi, din câte înțeleg, și personalități care vor lua cuvântul în afară de președinta Sandu. Și probabil vor fi și ceva momente artistice pentru a întreține o atmosferă
așa, pe plus, pozitivă. E bun. Așa presupun că se, din ceea ce am reușit să deduc, că nu s-a intrat în detalii pe chestiunea asta. Nu știți cineva cânta Carla Dreams, nu știu. Așa ceva nici nu s-a discutat. Asta deja era comitet organizatoric, dar trebuia făcut înainte de anunțarea evenimentului, în caz, doar ceea ce nu s-a făcut. Da. Bun, domn primar, haideți să schimbăm subiectul, dar până atunci avem nevoie de câteva clipe de publicitate, vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așadar, domn primar, continuăm pe aceeași notă. Aș fi vrut să adaug pe, legat de această întâlnire, pe partea care ține de esență, de integrarea europeană. Și anume, mesajul doamnei Sandu a fost următorul, chiar în introducere. Că integrarea europeană dintr-un proces politic obișnuit în care statele din Est bat la ușa Bruxellesului, a devenit un proces geopolitic în care Uniunea Europeană își asumă un alt rol la nivelul continentului și este gata să primească, iată, state precum Ucraina, Republica Moldova. Ceea ce pe noi ne avantajează. Deci, acum trebuie noi doar să nu deraiem din drumul nostru. Asta e unul. Doi, pentru asta Uniunea Europeană insistă foarte mult pe reforma justiției, unde la noi, din păcate, este în continuare minus și mă tem că va fi minus în și mai departe, ținând cont de ce am vorbit chiar și la începutul emisiunii, cât de putrede sunt lucrurile și cum ei sunt cameleoni și își fac interesele și duc de nas și așa mai departe. Și trei, chestiunea cu susținerea populară, care este în Republica Moldova în acest sens pentru integrarea europeană. Da, este mai bine decât anterior, nu este un curent majoritar, însă este mai puțin decât în Georgia și Ucraina, de exemplu. Iar unii lideri europeni, mai sceptici, pun problema că, păi, dar voi vreți cu adevărat în Uniunea Europeană? Poate voi totuși sunteți așa cum arată lucrurile, dezbinați. Jumătate vă uitați spre vest, jumătate se uită spre est. Și în cazul ăsta nu este sigur că chiar voi sunteți sinceri și vreți cu adevărat în UE. Ori asta este extrem de îngrijorător. Pentru că dacă a ajuns Uniunea Europeană să-și pună semnul întrebării în privința voinței noastre de a fi parte a acestei familii, mai mare rușine pentru noi. Dar aici este o problemă, în primul rând, la nivelul guvernării, că ei trebuie să, cum și aici, să taie din rădăcină niște lucruri care țin de simboluri, de claritate. Nu poți să fii 9 mai sovietic și în același timp să mergi în Europa. Nu, trebuie făcut ce a făcut Ucraina și ce a făcut țările baltice de mult. 8 mai este ziua în care s-a încheiat războiul în Europa, adică victoria asupra fascismului, căderea Berlinului, 9 mai ziua Europei. Secera Șciocanu, echivalat cu svastica, interzise. Partidele proruse, interzise. Activitatea extremistă. Nu poate fi partid politic acela care promovează apropierea și integrarea cu Uniunea Vamală, cu dictaturile, cum este Rusia, Belarus, Iran, Afganistan, Coreea de Nord și așa mai departe, Siria. Asta înseamnă că ne ducem la distrugere, autodistrugere. Tot așa, ieșirea din CSI. Deci niște lucruri clare în ceea ce privește ruperea de trecutul sovietic și orientarea spre vest. Și asta trebuie să fie asumat. Cu tot riscul care implică mai departe gălăgii în societate, nu mai spun de șor, cu banditismul lor. Asta ar determina o orientare clară pentru aceia care suntem conștienți în direcția vest și mobilizarea acestor oameni. Altfel, din cauza că în timp de 4 ani mai mult pe stradă și gălăgii fac ăștia, că chipurile sunt opoziție, ei riscă să reușesc să manipuleze și reușesc să mobilizeze partea asta care se uită spre est. Și atunci acei lideri occidentali arată cu degetul și spun, păi vedeți, voi încă nu sunteți copți, nu sunteți pregătiți. Până ne coacem. Ziua de 8 mai, întrevederea aia despre care am vorbit noi, da, a continuat cu 9 mai. Așa, la orizont apare Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, domnului Muntean, Munteanu, a fost ambasador despre care spuneați. Da. Și anunță că la inițiativa sa, 5 partide pro-europene au semnat declarația partidelor pro-europene cu prilejul Zilei Europei. Cubul, Partidul Liberal, Partidul Democrației Acasă, domnului Costiuc, Partidul Puterea Oamenilor, a domnului Codreanu, și Partidul Verde Ecologist a domnului Prohnitski. 1. De ce dumneavoastră ați fost aici de data asta? N-ați fost aici, dar domnul Ghimpu deja a fost? Păi este firesc ce aici a fost pe 9 mai din partea partidului, pentru că a fost o discuție
După cum se vede, între formațiunile politice, eu nu particip la ședințele de birou sau de asta, pentru că nu sunt în acestea cinci partide pe care le-am nominalizat sunt singurele partide pro-europene din Moldova. Dar, aici o paranteză, eu dacă aș fi fost în locul domnului Ghimpu acolo, da? Eu nu știu dacă aș fi semnat cu, și nu cred că aș fi semnat cu Codreanu, Costiuc și așa mai departe. Cu Costiuc am avut o experiență atunci când a fost cu blocunirea, am văzut ce face și cum face. Dar Codreanu, care a fost pus interimar de Plahotniuc la primărie Chișinău, și nu-i clar cui hram a purtat el atunci, și care a... Haideți acum... pentru mine ar fi fost o problemă. Dar PAS-ul de ce n-a fost? Păi e vorba despre partidele pro-europene extraparlamentare, e vorba de cei care sunt opoziția pro-europeană. Și aici este o problemă. Este o problemă. Platforma, da, Partidul Liberal Democrat, Partidul Schimbării al lui Ștefan Gligor, nu? Nu cunosc care au fost discuțiile. Interesul Cubului este clar. Cubul vrea să ia locul Partidului Liberal, este evident. Ei se duc în familia liberală europeană, au ceva, înțelegeri, relații, se vede că îi primește, ba acolo, ba la București, ba la Kiev, ba la Bruxelles, acum la Congres sau nu știu când o să intre. Deci ei vor să ocupe această nișă. Și au făcut evenimentul sub egida lor, aducând și pe Leu și pe toți ceilalți împreună, ca să-și rezolve ei interesul îngust, să spunem așa, de partid în cazul dat. Însă aici apare o problemă pe termen mediu și lung. Întâlnirea asta de la președinție este un început de Snagov, 95 România. Președintele Republicii, care oricum este clar că e împreună cu PAS-ul, dar a deschis cumva ușa și pentru alte partide pro-europene, cel puțin pe partea de discuții, pe viitor posibil să existe un format de discuții permanent, odată la câteva luni sau nu mai știu eu. Însă a invitat 10. Mai sunt și alții. Nu știu, vor fi invitați, au fost invitați, nu cunoaștem. Dar deja vorbim despre un 10 pro-european în Republica Moldova, oficial. Da? Dacă s-a spus la nivel de președinție, nu mai încape discuții la nivelul societății, pentru că, mă rog, e clar, încrederea cu UE în actuala putere, summitul ăsta care va fi pe 1 iunie, bun. Cum aceste 10 partide interacționează între ele ca să nu se omoare între ele, să nu se otrăvească competiția, concurența, în așa fel încât pe viitor oamenii să vrea să voteze, ba pentru unul, ba pentru altul. În condițiile în care, de fapt, opoziții sunt considerați proruși, real vorbind, ca pondere în structura votului. Și ei nu că sunt opoziții, sunt considerați pericol direct pentru Republica Moldova. Stați, Oleg. Socialiștii și ceilalți. Și aici este o problemă. Cum? Pentru că, evident, partidele pro-europene, aflate în afara Parlamentului și în opoziție față de PAS, critică PAS-ul, oamenii se enervează. Păi, mai bine ați lucra împreună. PAS-ul nu vrea să lucrăm toți împreună. Și de aici începe așa o horă din asta a instabilității politice pe următorii nu știu câți ani în continuare. Tocmai de asta. Deci după ce PAS-ul și Maia Sandu a reușit să divizeze opoziția în partide bune, 10, și partide toate restul, încă nu știm. Stați să vedem, poate se va vedea și cu ei. Dar ce format este? 5 plus 2 plus 3? Rămâne, deci, veți pune întrebări președinției, o să exemplificați care mai sunt pro-europene sau cel puțin declarate pro-europene. Bun, cu președinție ne lămurim altă dată. Dar ar fi bine să fie clarificat cine sunt prorușii. Iată, asta ar trebui clarificat. Pentru că unii spun nici cu unii, nici cu alții. De exemplu, Usată. El spune că nici cu UE, nici cu Rusia. Dar este o problemă și el cu populismul său. Și nu mai spunem de populism ceilalți. Populism sau nu populism, dar a contribuit substanțial ca actuala putere să fie la putere. Atunci când cu turul 2, situația respectivă de moment, cred că totuși conta cine era candidatul pe dreapta. Pentru că uitați la primăria Chișinău, Andrei Năstase n-a reușit să-l bată pe Ceban atunci. Bun, a fost frauda cu FSB-ul, ei erau în alianță cu socialiștii. Bun. Întrebarea este dacă ar fost, de exemplu, Năstase la prezidențiale cu aceeași susținere a lui Usată în turul 2 câștiga el alegerile. Nu, aici este vorba probabil despre faptul că după ce a candidat în 2016 Maia Sandu, oamenii timp de 4 ani s-au gândit. Și în 2020 au acceptat-o și i-au oferit șansa. Probabil și cu susținerea lui Usată și fără susținerea lui iar fi câștigat pentru că ieșise din turul 1 pe primul loc. Adică era o situație chiar mai bună. Cele două campanii electorale nu se compară. Deci, după ce puterea a făcut ce a făcut din opoziție, acum opoziția se divizează și ea și mai tare. Deci 10 la președinție, ați mers, dar ați semnat doar 5.
Și dumneavoastră încă spuneți că dacă erați prezent acolo, nu semnați cu Partidul Democrației Acasă și cu Partidul Puterea Oamenilor. Da, pentru că eu sunt de părere că lucrurile trebuie lămurite. Dar ceilalți, Platforma Da, PLD-MEU, Partidul Gligor... Semnatarii, trebuie întrebați ei. Dacă le-au, poate le-au propus și ei au refuzat. Nu, toți sau au fost întrebați. Sau nici, n-am fost invitați. Și nici n-au fost invitați. Nu știu, înțeleg că inițiativa a aparținut Cubului. Cubului. Ei cu inițiativa, ei trebuie să spună pe cine au contactat și cum. Poate alții nici n-au știut. Păi n-au știut că nu au fost chemați. Nici Chicu n-a fost chemat, care tot e pro-european. Ceilalți semnatari, cum este PLD-ul, de exemplu, eu nu știu dacă s-a discutat, dacă au fost informați colegii despre cu cine mai discută Cubul. Dar eu cred, vă spun sincer, nu vreau să fiu nici rău, nici nu știu cum să spun. Eu am impresia că până când nu-și epuizează resursa politică Maia Sandu, personal, pasul vine după ea, la pachet. Nu-i Maia Sandu, pasul scade în jumătate sau la o treime, sau în general, ajunge în lista asta care acum ne zbatem în afara Parlamentului. Până nu-și epuizează ea resursa politică, restul este joc de glezne. De aceea, critica care se face în adresa guvernării trebuie să fie în așa măsură încât să-i îmbunătățească performanțele, dacă asta este posibil, până când se epuizează. Este vorba despre încă un an jumătate până la prezidențiale și posibil încă patru al doilea mandat. Și în măsura în care deja un al doilea eventual mandat va merge spre final, când, și după aceea nu mai poate face multă politică, da, Maia Sandu spune, atunci vor fi oportunități să apară alți lideri. Clar că până atunci trebuie să faci activitate. Spuneți că Pasul și Maia Sandu ne guverna încă 5 ani jumătate? Eu nu știu dacă Pasul de unul singur, eu cred că va fi, s-ar putea să ajungă la coaliție, cum a făcut Voronin după 2005. Și s-ar putea să fie încă și soluții imorale politice, să nu ajungă populiști prin Parlament, pe lângă stânga prorusă. Și atunci, pentru că ăștia, cei care suntem de dreapta, apare problema cu votul util. Da, vă simpatizăm că sunteți liberali, că sunteți pro-NATO, că sunteți pentru unire cu România, dar chipurile n-aveți șansă să intrați în Parlament. Și atunci iar votăm util. A mai fost asta cu PPCD-ul înainte, a mai fost cu alții. La un moment dat se va sparge gheața și vor mai apărea și alți lideri. Poate dintre cei care am fost la masa asta acum pe 8. Poate dintre alții care vor mai fi invitați. Dar poate alții care o să apară. Sau alții care o să apară și nu sunt. Însă foarte mult contează cum se va prezenta fiecare în perioada următoare. Pentru că dacă va fi otrăvită relația politică între pro-europeni, oamenilor le va fi greață, vor sta acasă și există riscul să fie mai mobilizați și mai motivați să meargă la alegeri cei de stânga. Dumneavoastră vorbiți despre critică constructivă și să vorbim subiecte serioase. Nu e vorba doar de chestii. Constructivă poate să fie și dur, la modul... Lămuriți-vă odată ce faceți, să rămâneți în CSI sau plecăm din CSI, dar cum s-a pus problema în declarație, sau se cera cu Ciocan. Deci pe chestiunea asta trebuie insistat, nu trebuie lăsat. Dar poate să insistăm pe tarife, și pe prețuri, pe inflație. Am vorbit de partea politică care ține de simboluri. Dar așa pe fiecare domeniu. Așa pe fiecare domeniu. Da, pe fiecare domeniu așa trebuie mers, dar trebuie venit cu argumentul. Vă dau un exemplu cu vama asta comună cu România. Asta e o bătaie de joc. Asta este discreditarea ideii de vamă comună. Vămile comune arată cu totul altfel. Dați-mi, vă rog, și paharul dumneavoastră de apă. Ca să fie mai clar. Până acum, asta e vama Republicii Moldova, asta e vama României. Distanța dintre ele era un kilometru sau cât acolo, până treci podul, până și așa. Acum au anunțat că pe sensul de intrare în România avem control comun. Deci ce au făcut? Au luat cabina asta unde se face controlul de pașapoarte și vama și au adus-o pe teritoriul României și au pus-o mai aproape de cabina românească. Dar au lăsat o distanță de vreo, cât acolo, 3-5 metri, 10, ceva de genul ăsta. Acum, da, ai impresia că e control comun, ai trecut liber prin vama noastră, ai trecut prutul, trecut podul, ajungi în vama românească, te-ai oprit. Se începe procedura ca pe vremuri. Ai coborât sau vine grănicerul, poliția de frontieră, îi dai actele, face controlul Republica Moldova, îți dă actele, urci în mașină, muți mașina următorii, adică nu muți mașina un kilometru cât mutai înainte, muți mașina 5 metri, 10 metri și aceeași procedură se întâmplă deja cu vama românească. Asta nu e control comun, asta e control separat, numai că mult mai aproape. În realitate, controlul comun între România și Ungaria, cum se întâmplă? Sunt cabine lipite, au între ele un geam. Îți ia actele poliția de frontieră românească, le verifică,
prin geamul respectiv îi le dă celor din Ungaria, ăia verifică și deja Ungaria ți le dă înapoi. Și chestiunea se întâmplă și vizual împreună. Adică de multe ori ei sunt în picioare afară, mai vorbesc mai un alta, îți iau actele, le-au trecut, ți le-au dat, tu ai o singură oprire, o singură dată deschizi portbagajul, dacă ți se cere, și în felul ăsta mers înainte. Este și un respect față de cel care trece vama. Și ăsta e maximul ce poate oferi Uniunea Europeană până intri în Schengen. La noi este iluzia unui control comun. Și încă e numai pe sensul de intrare în România, dar pe sensul de ieșire în România în continuare separat. Păi ele toate trebuie făcute comune, cum e Ungaria-România sau Ungaria-Bulgaria. Sau, la toate vămile și fără discuții. Că și așa oamenii ăsta acum au plecat în vacanță 4 zile. Au stat 3-4 ore. Asta e discreditare. Și nu e corect să vinzi așa ceva și să faci... Și presa a dat o mulțime de știri, gata, să ne ia cozile. Care au devenit mai mare? S-a făcut publicitate vămii, oamenii s-au aruncat acolo, acolo e control separat, se numește comun. Băi, nu așa se face. Dar presa de ce nu spune care e realitatea deschisă din mea? Eu am impresia că unii nici nu știu. Sau nu că nu știu. Știți, la noi se cântă în strună. Este o problemă. Este. Este o problemă din ce în ce mai mare. Presa se teme să discute deschis problemele. Ca nu cumva să pericliteze, nu știu, parcursul european, nu, situația de asta, pasului, nu de asta se teme. Situația mai Sandu, ori asta e greșit. Așa da. Deci, asta e greșit. Invers, presa trebuie să fie primii declanșatorii, care primii ridică problema și apoi se cheme politicieni, lideri din societatea civilă în alta, care să argumenteze pe subiect. Dar presa refuză. Dacă ar fi fost în altă parte niște lucruri, astea erau scandaluri la fiecare pas. Chiar și cu ceea ce v-am spus cu Munteanu, care a semnat o hârtie, procuror general interimar, nu mai spun de robă acolo ce scandal ar fi fost. Că el a semnat că nu e de competența Procuraturii Anticorupției să se ocupe de privatizarea Hotelului Național și n-ai voie să scrii pe subiectul ăsta. Asta e aberant. Și dacă asta spune cel care acum deține procuror general de funcția cea mai înaltă în procuratură, care e rostul acestei instituții? Dar cine să se ocupe de corupție dacă nu Procuratura Anticorupției? Haideți să înapoi la Unire, dar prin integrare europeană. Avem un summit pentru pe 1 iunie, mi-a stat deja de câteva ori ați vorbit despre el, dar dacă nu se anunță la acel summit începerea oficială a negocierilor noastre cu Uniunea Europeană prin aderarea și se va vorbi doar despre Ucraina și toate pozele și mâine se vor face în jurul lui Zelenski și îl vom încuraja pe Zelenski să lupte, îi vom spune că îl iubim. Alte efecte pozitive pentru Moldova decât faptul că spre Bulboaca va fi mai curat și drumul de calitate, țara noastră va mai avea? Aici, apropo despre drum, da, se face marafet din asta, cum se spune, înainte de evenimente din asta, chiar dacă eu consider că nu este bine, adică țin minte pe vremuri care a venit Angela Merkel, că tot așa erau asemenea inițiative, bun, ei vin pe o jumătate de zi, și mai departe cum rămâne cu alți oameni într-o situație mai proastă. Da, bine, să nu ne facem chipurile de râs în fața europenilor. Da, de exemplu, drumul spre Ucraina, soroca o taci la mama naibii, mă scuzați de expresie, e de petriș, nu-i drum. Și e principala legătură dintre Chișinău și Kiev. De ce nu e rezolvată? A trecut un an și jumătate de când e războiul ăsta pe capul nostru. Și a lor și respectiv. Și ei ne apără, datorită lor e posibil summitul ăsta aici. Nu erau ei, erau Rusia la Prut și ieri era aici eveniment ca la Moscova. De ce nu s-a rezolvat? Anul trecut, eu nu știu, anul ăsta se va rezolva. Ăla trebuia primul făcut. Conexiunea Chișinău-Kiev. Legat de ceea ce a spus cu... Europenii de obicei sunt echilibrați. Deci mesajele vor fi și pentru Republica Moldova și pentru Ucraina, dar eu văd aici problema mai adâncă. La nivelul unor state europene, cetățenii nici nu știu în general că există Moldova și unde e Moldova. Trebuie să le explici foarte mult că e lângă Ucraina, că e lângă România. Ei de Ucraina, România au auzit. Dar de Moldova mai puțin. Peste ocean și mai trist. Pentru că suntem o bucățică mică, ruptă din România până la urmă. Nimeni nu stă să caute acum analele istorice cu pactul Ribbentrop-Molotov. La nivel, mă refer, oamenii de rând. În același timp, liderii politici europeni și-au asumat aceste decizii vis-a-vis de Ucraina și Republica Moldova. Ei trebuie să aducă la cunoștința cetățenilor lor că există așa stat, Republica Moldova. Și asta cred că vor face pe 1 iunie. E face parte din PR-ul lor politic, până la urmă, al europenilor. Așa fac ei. Anunță niște decizii, după asta vin, fac evenimentul, dau știri, după aceea intră în altă etapă. Nu știu dacă pe 1 se va anunța începerea negocierilor. Este îngrijorător că n-a început până acum. Mai tem să nu fie legat iarăși de Ucraina. Pentru că în hârtia pe care i-am transmis-o doamnei
Sandu, vreo 10 pagini acolo, cu gânduri pe care le-am vis-a-vis de integrarea europeană, inclusiv unirea cu România, aderarea la NATO și toate astea. Este acolo și întrebarea, dar Uniunea Europeană va accepta două viteze de integrare, una pentru Republica Moldova și una pentru Ucraina? Pentru că nu se știe, Ucraina e un stat mare. La ei este războiul ăsta. Când se va termina, nu știm. Cum se va termina, nu știm. Sperăm că va fi înfrântă Rusia, va fi scoasă de pe teritoriul ucrainean. Dar între timp noi putem progresa oare sau nu? Sau vom merge la pachet în continuare cu ei, cum am primit la pachet, de fapt, statutul de candidat. Că noi am primit pentru că s-a început acolo barbaria asta și Uniunea Europeană și-a luat altfel rolul în serios vis-a-vis de pacea și securitatea pe continent. Bun, împreună cu NATO. Dar NATO este umbrela de securitate, restul, dezvoltare, o asigură UE. Și noi mergem la pachet cu Ucraina, hai să fim serioși. Dacă nu era acest război, eram noi astăzi candidați? Nu. Pentru că înainte de asta Uniunea Europeană refuza să deschidă subiectul vis-a-vis de noi state candidate. Dar cum zicea un invitat meu, noi riscăm dacă o luăm tot așa încet și ușor, doar cu participarea pe la emisiuni, să devenim un fel de Kaliningrad? Adică ucrainenii primii să ajungă să fie membri? Da, există risc, eu cred. Chiar dacă la această adunare, la această întâlnire de pe 8 mai, am primit asigurări că nu, eu cred că riscul există. Două argumente vă dau. Unu, scepticismul unor lideri europeni care ar putea să ne pună piedici, pentru că unii lideri europeni ce ar putea să spună? Păi, vine Moldova, asta nu e, stă la masă cu noi, deci din acum sunt 28. Mai vine Moldova, vine Ucraina și la un moment dat la Consiliul Șefilor de State și de Guverne lucrurile se decid în unanimitate. Este regula unanimității la mai multe nivele în Uniunea Europeană. Și în Republica Moldova, care nu-i coaptă politic, social, mentalitatea poporului, vine o putere prorusă. Mai rău decât face Orban în Ungaria. Și puterea asta prorusă vine la Bruxelles și pune veto și blochează decizii ale Consiliului European. Și Uniunea Europeană nu se poate mișca din cauza nu știu cine acolo din Moldova. Asta e risc pentru ei. Vă dați seama, Macron cu Scholz, acum vorbesc numele de persoane, dar președintele Franței, cancelarul Germaniei, nu știu care, ceilalți mari grei europeni trebuie să decidă la același nivel, trebuie să obțină un vot din partea Moldovei. Și vine un Dodon nu mai are șanse, dar unul de tipul tot cu care se uită spre Est. Și pune acolo biedici, încă își bate joc, cumva. Cum asta o să arate? Evident că unii lideri europeni s-ar putea să teamă să accepte Moldova din cauza acestui risc. Asta este o îngrijorare pe care o am. Și a doua este legată de timp. Pentru că astăzi, având puterea toată, Maia Sandu Pasu, teoretic, chiar dacă nu se descurcă pe anumite domenii, cum am mai vorbit mai devreme și în altele greșesc, cum am spus și cu Vama și cu Justiția și nu știu care asta, stic ca exemple, dar lista e lungă. La un moment dat s-ar putea să aibă mai puțină putere, de exemplu, după alegerile următoare, să aibă nevoie de o coaliție, atunci vor putea și mai puțin decide, pentru că s-ar putea să fie blocat și antajat de parteneri, de coaliții viitori, potențiali. Și în 2028-2029 le expiră mandatele toate, și de președinte, și de parlament, și de tot ce au. În 4-5 ani, cu asemenea viteză mare, nu s-a integrat nimeni. Decât dacă geopolitic, adică s-a hotărât la Bruxelles, s-a făcut aici, punct. Dacă noi nu reușim chestiunea asta în 4-5 ani, cum n-a reușit-o nimeni, că România a luat 12 ani de la Snagov până la aderare, da? 95-2007 sau 99-2007, luăm de când au început negocierile de aderare, până le-au realizat 8 ani. Noi 8 ani nu avem. Noi avem maximum 5. Nu, noi avem câteva secunde până la publicitate, vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Dorin Chiortoacă, haideți, vă rog, și un pic cules la alte subiecte. Da. Găgăuzia. Da. După ce candidata susținută de Partidul Ușor s-a clasat pe locul întâi, conducerea poliției de la Chișinău sugerează că scrutinul trebuie anulat sau repetat sau, în general, doamna exclusă pentru că s-au fi falsificat mai multe chestiuni acolo și nu-i democratică. Susținință poate are idee. Dar alegerile vă spun că-s duminică, azi la noi e miercuri seara. Este așa o noțiune, alerga în urma trenului. Deci așa a fost la Bălți anul trecut, sau când a fost atunci alegerile cu Tauber. Cam așa se întâmplă în Găgăuzia, dar și mai rău. La început nici n-am vrut să fim pasageri în tren. Și după care am început să alergăm în urma trenului, când trenul deja a luat-o mult înainte.
Pentru că, în primul rând, PAS-ul a refuzat să aibă candidat acolo. Da, nu lua, nu câștiga. Dar tu nu poți să ai toată puterea în stat și să nu participi la alegeri în regiunea respectivă. Și să spui că tu monitorizezi. Cum dracu să monitorizezi alegeri unde tu, prin statut, ești obligat să participi? Da, ar fi însemnat un rating mic, ar fi însemnat un rezultat jos, dar te duci, discuți cu oamenii, încerci. Nu te duci doar când e garantat că vei câștiga. Te lupți ca partid, arăți încălcările în care ești în concurență cu ceilalți candidați. Și atunci demersul ăsta de anulare devine mai credibil când tu ridici în campanie toate încălcările care sunt. La noi toate astea au fost lăsate pe seama poliției. Acum tot timpul poliția e privită sceptic, că poliția, știți cum, mai sunt cazuri în care poliția aruncă din astea droguri în buzunar unora ca să rețină. Și dacă lucrurile nu s-au făcut corect de la început, acum poate poliția și are dreptate. Pentru că noi știm cum acționează Șor. Că cumpără și așa mai departe, cum a făcut și la Bălți. Dacă când asta rămâne doar pe spatele poliției, apare un semn de întrebare. Că e răfuială a unei structuri de forță împotriva unui partid politic. Care partid politic din mult trebuia interzis. Deci ei n-au interzis la timp partidul politic, care nu e partid politic, e organizație de tip criminal, mafiot, făcută de Plahotniuc special ca să poată controla anumite mase sociale cu luare bază de date, a serii de buletine, bani plătiți, oameni cumpărați, duși, aduși, să știe toate astea. Dovezi deja au fost prezentate o mulțime. S-a întâmplat la Bălți, nu s-a rezolvat. S-a adunat și mai mult puroi. Acum Găgăuzia, iar o să fie și un buboi mai mare. Mai rămâne și la Chișinău să mai întâmple lucrurile așa și atunci o să fie trezit tot. Clar. La ora când discutăm noi, Curtea Constituțională decide soarta acestui partid ușor. Și aici, bun, am văzut că e Curtea Constituțională, dar spun eu nu prea înțeleg de ce la nivelul Curții Constituționale se discută despre încălcări de ordin penal. Încălcările de ordin penal se rezolvă la nivelul instanțelor obișnuite. Acolo este vorba despre exploatarea oamenilor, plății legale. Astea sunt chestiuni de ordin penal. Pentru dumneavoastră este dar așa, clar decizia. Nu știu cum au găsit ei calea juridică să ajungă la Curtea Constituțională. Poate așa au considerat că e cel mai... De aici apare și întrebarea dacă e adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, de ce în alta curte a admis sesizarea în general. Rămâne de văzut. Până la urmă tot e o chestiune. Vedeți, când lucrurile sunt la nivel foarte înalt, sunt chestiuni politico-juridice, cum le spune, că și instanța Curtea Constituțională tot e un fel de structură politico-juridică. Ea îți dă verdicte, tu n-ai unde ataca. Mai sus ca ei nu-i nimeni. Mm-hmm. Dar dacă ei greșesc, de exemplu, cum e chestiunea asta cu panglica bicoloră, asta absurd. Deci, până la urmă, ei au lăsat să înțeleagă cât se poate. Ăștia au ieșit. Și acum e greu, cum spun, greu să fie din nou a doua oară să consider că e strict cum s-a reușit anul trecut. Păi guvernanții spun că ai noștri au încălcat legea care au ieșit. Dar care lege? Guvernarea a spus și poliția nu, că chiar dacă e hotărârea curții, rămâne totul pe vechi. Când hotărârea nu este prevăzut că se poate, dar din conferința de presă a șeful domnicăi Manole, s-a înțeles altceva. Și atât acum lucrurile se bat cap în cap. Acum or să fac o altă lege. Dar este evident, domnilor, sunt simboluri care trebuie să dispară din spațiu public pentru că asta înseamnă pericol de terorism, de extremism, de război. Sunt simboluri ale acestei agresiuni militare. A doilea război mondial s-a clarificat toată lumea. Este o agresiune, este un conflict care a fost pornit de Uniunea Sovietică cu Germania nazistă împreună. În 39 ei erau aliați, au atacat Polonia, au împărțit-o, au omorât oameni, după care au intrat în conflict. Deci ori secera și ciocanul, ori svastica, ori această panglică sunt simboluri care nu trebuie să mai existe în ziua de azi. Dar știți că este o poză virală când erați primar și aveați și dumneavoastră așa panglică. E adevărat, asta s-a întâmplat... Când abia a apărut această panglică, noi împărțeam panglici tricolore cu organizația de tineret. Uh-huh. Și erau niște tineri care împărțeau panglică din asta la altă. Pe atunci încă nu erau toate conflictele astea, nu era atacată Crimeea. Chestiunea a început, când au aruncat propaganda asta cu panglica bicoloră, au făcut-o în ideea de a-i comemora pe participanții din al doilea război mondial. Încă nu erau componentele contemporane legate de agresiunea asupra altor state. Asta a venit pe parcurs. Deci inițial părea ceva pașnic, dar s-a văzut că și asta a fost la început. Era atunci anii, nu mai știu, 2008, 2009, 2011, ceva.
în perioada respectivă. Și noi atunci am făcut schimb. Noi le-am dat acelor tineri panglici tricolori, ei le-au primit, le-au acceptat și mie mi-au pus-o pe asta bicolor. Domnul primar, da, nimeni, ultima întrebare despre Partidul Șor. Nimeni nu neagă că când se încalcă trebuie de sancționat, dacă e organizație criminală, teroristă, trebuie interzisă, dacă s-a încălcat codul penal, dacă s-au demonstrat probele. Dar când totul se realizează prin metode cel puțin suspect, cel puțin, nici nu pot spune că la limita buchiei legii. De ce este suspect? Eu v-aș spune de ce e suspect. Așa, de cum simt eu. N-am dovezi, dar așa cum percep, cum văd, cât pot. Această guvernare, minusul ei este că ei refuză să-și asume răspunderea personal pentru niște lucruri care ar putea fi interpretate ca fiind așa, chipurile la limită. Și atunci nu știu cui să paseze, mâna cui să arunce jăraticul, sau cu mâna cui să ia jăraticul, cum se spune, cum e propoziția respectivă. Și atunci se întâmplă această carababură. Oamenii i-au împuternicit pe ei, Maia Sandu-și în jos, să ia decizii. Ei spun că îi împiedică Constituția și legislația și atribuțiile și așa mai departe. Și spun că asta trebuie să o facă nu știu care X, Y, din nu știu care structură, că instanță, că procurori, că poliție și așa mai departe. Ăia se tem și ei la rândul lor că se schimbă puterea, nimeresc ei după aceea sub lovitură. Și uite, hora asta nu-i bună deloc. Dar trebuie să-ți asumi tu răspunderea factor politic în asemenea situații. Dacă sunt dubii cu privire la legalitate, există comisiile astea, cum sunt Parlamentul, în Congresul American. Audieri publice. Cum s-a mai făcut și pe aeroport și pe altele. Pui pe masă într-atâta de exact și deschis lucrurile, încât să nu mai fie niciun dubiu pe partea de conținut, pe partea de probe. Chestiunea cu Șor. Ar fi trebuit să fie și o asemenea comisie de audieri în care să fie transmis live, în care să fie puse aceste probe pe masă, unde a fost plătit X, Y, Z, câți bani s-au folosit, cum au intrat banii în Republica Moldova, pe unde, cine a fost prins cu asta, cum este anchetat, au fost închiși aia 7 pentru destabilizare, nu știu când. Ce s-a întâmplat cu ei mai departe? Nimeni nu știe. Ori lipsa acestei publicități, ca să nu spun transparență. Deci trebuie și transparență, trebuie și publicitate, că până la urmă percepțiile se formează pe seama ajungerii informației către oameni. Și asta trebuie să fie într-atâta de masiv și într-atâta de convingător, încât după aceea luarea deciziei să fie absolut firesc. O chestiune absolut firească și simplă, de care nimeni nu trebuie să teamă. Dar la noi nu se întâmplă așa. Și atunci e problemă. Revenim la alegeri, doar că mergem la cele din toamnă. Da. Partidul Liberal a mai decis ce face la scrutinul din toamna anului ăsta? Bun, trebuie să vorbiți cu colegii care sunt consilieri municipali. Este doamna Herța, domnul Ciobanu, doamna Lungu, domnul președinte Ghimpu. Din câte am înțeles, vor fi candidați, au spus, pare mi se, și despre Chișinău, dar exact cum, cred că încă nici nu s-a decis, pentru că, mă rog, nu suntem în situația în care să decidem primii, ca să zic așa, cum era pe vremuri, când era clar, să spunem așa, din timp, încă dinainte să fie anunțate alegerile. Dar dumneavoastră personal ați decis ce faceți la scrutinul ăsta? Am mai spus și anterior, pentru mine, da, ar fi fost... Așa cum scrie cartea, să revin la primărie, cum ar trebui să fie și în viață și cum scrie și în cărțile de politică și de toate, să revin la primărie și să duc la bun sfârșit măcar un mandat, ca să ieși de acolo elegant, spunem așa, nu cum au scos ei atunci în 25 mai. Adică al treilea mandat. Da, asta ar fi un al doilea, al treilea mandat, sau de fapt un al patrulea, că trei au fost câștigate. Dar problema este că nu e ca la funcționarii publici obișnuiți, când te achită instanța, și restabilește. Nu poți fi restabilit în funcție de primar pentru că îți expiră mandatul și sunt alegeri. Deci, în situația mea, revenirea depinde de oameni, de voința lor, de alegeri. Și atunci trebuie să fie clar că oamenii vor. Ca să fie clar că oamenii vor, noi nu avem alte instrumente decât sondajele de opinie publică. Eu nu prea am acces la cine și cum le face corect, sincer sau nu, dar probabil doar în cazul în care în asemenea sondaje ar apărea claritatea că ajung în turul 2, cum am ajuns de fiecare dată înainte, atunci poate aș încerca să fac ceea ce v-am spus. Atâta timp cât nu există o asemenea posibilitate, nu are rost să faci
joc de glezne, cum am spus așa, participare de serviciu. Dar cele 10 partide, care deja sunt 5, mm-hmm. ar trebui să aibă un candidat comun la Chișinău? Nu este regula asta cu candidatul comun. Democrația presupune concurență și doar așa poate, se poate vedea cine este mai bun, cine se călește mai bine, cine reușește la modul real să convingă oamenii și să devină mai pregătit. La alegerile parlamentare rămâne de văzut cum ar trebui făcut. Atunci poate ar trebui un bloc unic de dreapta pro-european, la urma urmei măcar și câte o poziție, două pe listă să fie asigurată, sau mă rog, conform ratingului, iarăși sondajele ce arată, ca să nu fie dezbinare și să fie claritate pro-vest versus revanșele astea care vor să le... mișcarea revanșardă care vor să o facă stânga asta pro-rusă și mafiotă. Până acolo mai e mult, până în 2025, dar pentru candidatul care... Dar la locale este bine fiecare parte să participe ca... Pentru candidatul anunțat de către, care va fi anunțat într-o zi sau alta de către partidul de guvernământ, avantajul că el e candidatul puterii e enorm și e clar că el e în turul 2? Oricum l-ar chema? Nu. Tocmai de asta și există democrația, ca să nu, să nu fie totul decis pe bază de avantaje. Uh-huh. Aparent, da. Având susținere politică, se votează cu ochii închiși. Avem încredere în PAS. Și mai asta nu înseamnă că votăm și candidatul PAS. Problema este că acel candidat trebuie să fie peste partid și să tragă el partidul să-i aducă mai multe voturi. Nu invers, partidul să subvenționeze din cota de capital altora candidatul care va fi la primărie. Asta nu e bine. Și asta arată o problemă pe termen lung pentru acel partid. Dar cine din partidul Acțiune și Solidaritate este, cu excepția Maia Sandu, peste partid? Din câte știu, nimeni. Și din câte văd, nimeni nu vrea să candideze la Chișinău. Nu vrea. Adică dacă ar fi vrut, s-ar fi știut. Păi avem 3 candidați, nu știm între care să alegem, toți sunt buni, toți rup cămașa de pe ei, că au ce oferi Chișinăului, că știu cum să rezolve mai bine problemele, dar eu n-am văzut pe nimeni să vrea. Nu este exclus că voi fi eu. Nu. Păi bine, domnule, nu așa se face. Oamenii din Chișinău vor să vadă că cineva își asumă Chișinăul, își asumă capitala. Și vine cu o altă viziune decât cea care este. Vine cu alte priorități. Convinge că aceste priorități sunt mai importante decât ceea ce se face astăzi. Și eu sunt sigur că este loc de așa ceva, pentru că ceea ce se face azi nu este ordinea corectă a priorităților. Da, arată bine asta cu amenajările, cu trotuarele, cu una cu alta. Trebuie făcut. S-a mai făcut și înainte, a făcut și eu, cât s-a făcut Ștefan cel Mare, Alexandriș, care cu proiectele europene, trotuare sau scoarul gării, tot pavaja a însemnat. Dar că nu asta a fost prioritatea. Prioritatea era să obținem dezvoltarea Chișinăului. Ori traficul este lăsat baltă, dezvoltarea pe infrastructură, zero. Nu poți cu lucruri de suprafață să dezvolți o metropolă de 1 milion de locuitori. Mai ales în condițiile integrării europene, presiunea va fi și mai mare pe Chișinău. Mai mult decât atât, este nevoie de program guvernamental de dezvoltare a Chișinăului în condițiile integrării europene. Nu doar satul european, dar orășelul sau și orașele europene, municipiile europene, municipiul Chișinău, rol de capitală. Industrială, stă moartă, trebuie făcută. În primul rând, ca să scoți traficul de acolo, de pe calea Basarabiei și cu Ismail. Mesager, la fel, ca să asiguri tranzitul de pe Albișoara să iasă spre est. Aici, șoseaua Hâncești, lărgită. Deci sunt lucruri care, cum să vă spun, asta înseamnă priorități. Pe ce nu priorități? I-a spus doamnii Maia Sandu să găsească un astfel de candidat care va putea face? Păi, în primul rând, nu a fost asta subiectul discuției. Eu nici despre problemele mele, de exemplu, nu i-am comunicat cu dosarele, cu astea, cu... I-am scris anterior mesaje și i-am prezentat cum a fost falsificat și fabricat dosarul. Când toamna trecută, când umbla procuratura cu 10 ani de pușcărie, atunci i-am scris mesaje în acestea și i-am prezentat chiar acel document care l-am făcut de 100 și ceva de pagini în care am demascat procuratura. Și v-a răspuns atunci? Nu. Dar eu am... Acum am considerat că nu este etic din partea mea să pun problemele mele mai presus decât problemele Republicii Moldova. În ceea ce privește Chișinău, eu am scris cam ce ar trebui pentru Chișinău în acel document care l-am transmis. Și de acolo, cum să spun, este absolut logic să înțelegi că ai nevoie de un candidat care să-și asume capitala și să caute în partid sau oriunde vor ei în altă parte o asemenea persoană și apoi să se gândească dacă vor să cum să participe la alegeri. Domn primar, a fost la noi recent, și nu doar el, mulți șefi de partide extraparlamentare din opoziție, deci,
care se plâng, primarii li sunt luați pe sus. Și dacă sunt buni, sunt îndemnați foarte frumos și foarte insistent să candideze din partea PAS-ului. Primarii PL... Și platforma, da, ridica problema asta la întâlnirea cu... Serios? Cu doamna Sandu, da. Chestiunea asta a fost tot timpul în Republica Moldova. Dar doar că ăștia spuneau că nu vor fi actuali. Deci, de exemplu, primarii de la MNS încerca să fie preluați de către PCRM, primarii de la, după aceea, a venit PLDM-ul, a început ei să ia primari de la MNS, după aceea PD-ul a început să ia primari de peste tot și tot așa pe bandă rulantă. Cred că există asemenea tip de... să spunem așa, abuz politic, pentru că este un abuz. Cum să scăpăm de el? Probabil trebuie să scăpăm de multe altele, nici nu dau seama. Adică, până la urmă, e o chestiune și de verticalitatea acelui primar. În ce măsură, de exemplu, primarii care noi avem doi acum în suburbii, dar la Cruzești, doamna Crudu, la Bubuieci, domnul Moraru, și... ei nu s-au rușinat să meargă de partea PL-ului în continuare, chiar dacă eram în situația complicată care eram în 2019. Dar regulile politice... Dar nu este o lege, nu este o regulă scrisă și atunci fiecare decide pentru el. Ei argumentează că vor obține mai multă finanțare și vor putea dezvolta mai bine și mai mult localitate, ceea ce pentru ei este prioritar. Așa migrează. Dar pentru partidul de guvernământ, care e câștigul? Este partidul pentru partidul de guvernământ poate fi un câștig pe termen scurt și o pierdere pe termen lung. Pentru că, evident, când ajungi la putere, știți cum, oxigenul se rarefiază, ca și avioanele care ajung sus, acolo la 10.000 de metri și mai sus, acolo sau mai puțin oxigen, mai rău gândește deja creierul. Și atunci te lași dus de val, te lași, să spunem așa, crezi că s-ar putea să fii veșnic, începi să abuzezi și de asta și în democrație are loc alternanța la putere, de asta și trebuie să schimbe politicienii. De asta și nu se poate mai mult de două mandate în aceleași state și în Statele Unite și practic peste tot în lume. De asta monarhii nu mai guvernează, dar nu mai domnesc unde au mai rămas, unde mai sunt prin Europa. Deci o chestiune care a ajuns așa omenirea la o concluzie că nu poți să-l ții pe om 10-20 de ani la nesfârșit la funcții politice de nivel înalt, cum e președintele Republicii și așa. Pentru că puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Să ajunge la exact ceea ce se întâmplă cu Rusia, Belarus, Iran, Afganistan și care i-am mai dat exemplu. Dictaturile. Și atunci societăți întreg devin robi ca să salveze, sau mă rog, să întrețină situația de lux a acestor dictatori care mâine mor și să începe revolte sociale sau vine alt dictator, dar oamenii în continuare sunt în sărăcie. Ei își fac palate. În Statele Unite nimeni nu își face palat. Câți președinți au avut, vin toți la Casa Albă, pleacă din Casa Albă. Gata, s-a terminat. În țările astea unde sunt dictaturi, fiecare vine și începe cu luxul. Palatul cu tare, palatul cu tare, nu se mai termină lista. Iahturi și alte... Noi nu riscăm să devenim o dictatură, nu? Noi am riscat foarte mult. Da, acum nu există niciun risc. Pe vremea lui Plahotniuc și Dodon, cam între asta se mergea. Sau Voronin înainte. Și vreau să vă spun că dacă nu se schimba puterea în 2019-2020, de fapt 2020 deja, când au fost și prezidențiale și după aceea 2021 parlamentare, 2020-2021, noi eram azi în situația Georgiei. Noi nu primeam statutul de candidat pentru Uniunea Europeană. Pentru că în Georgia a rămas oligarhul Ivanișvili și Mihail Saakashvili stă riscă să moară în pușcărie, otrăvit cu metale grele. Și Georgia n-a primit statutul de candidat pentru integrarea europeană. Doar perspectiva, poate pe viitor. Adică, scăpați de oligarhi, scăpați de mafie. Noi am scăpat de mafie și ne s-a oferit perspectiva. Ca să ajungem la dictatură, cu ăștia care sunt acum, cu PAS-ul și cu... Poate la un moment dat va apărea acest risc. Deocamdată eu încă nu-l văd. Eu văd alt risc. Că ei nu-și asumă niște lucruri, niște decizii politice care ar trebui să-și le asume ca să facă claritate în toate. Să o rupem cu trecutul, să ne lămurim cu prezentul și să pregătim viitorul. Încă e haosul ăsta. Nu poate fi, cum am spus, 9 mai și sovietic și european. Da, cândva s-a încercat varianta asta. Nu merge de când e războiul. Gata, trebuie rupt. 8 mai s-a terminat războiul, 9 mai Uniunea, ziua Europei. Secera Ciocanu la coșul de gunoi. CSI am ieșit. Claritate, pași înainte, șor, afară, partidele proruse extremiste afară, simbolurile războiului interzise și fără multe discuții. După care, claritate în ceea ce privește relația cu partidele pro-europene, până unde colaborăm și de unde îi devine toxică confruntarea între noi,
securizarea în acest fel a parcursului european și rezultate, pornind de la capacitatea de creșterea capacității de absorpție și rezultate în fiecare an pe marginea obținerii dezvoltării. Până la urmă, integrarea europeană, preaderarea, înseamnă fonduri enorme și ar trebui să fie bătaie în Republica Moldova, care partide de dreapta sau de stânga reușesc să obțină mai multă finanțare de la UE, ca această finanțare să ducă la drumuri, dezvoltarea infrastructurii în teritoriu, salarii, pensii, tot ce înseamnă o viață mai bună, cum a făcut România. Și încă tot n-a fost cea mai bună, pentru că are doar 15% procent de absorpție a fondurilor europene. Propaganda asta rusă, tot așa, interzisă, clar, gata, ca în Ucraina. Ucraina foarte bine merge pe treaba asta. Țările baltice au făcut totul așa foarte bine. Tot ce ține de bani care ajung nu unde trebuie, eu aș spune, prin orice metodă de închis, pentru că chestiunea asta cu războiul permite măsuri extraordinare, excepționale. De asta și am avut comisia, și avem comisia asta excepțională, dar la noi doar e situație excepțională, 2 ani de zile sau cât. Deci tu poți mai mult, în mod normal, decât îți permite cadrul legal în condiții obișnuite. După așa discurs, cu presa, pasos vă coopteză. Cu presa asta de propagandă, s-a lămurit, dar parțial lucrurile. Păi eu închis-o. Ce să mai închid? Retransmisia, cum am discutat, cu publicitatea, cu banii ăștia care se duc. Deci dumneavoastră trebuie să vă chinuiți care sunteți posturi locale și faceți producții proprii, trebuie să plătiți oameni, trebuie să aveți cheltuieli, întrețineți sedii. Și alții au un birou 3x4, două chipuri electronice, retransmit din Rusia și fac bani pe publicitate, au profituri enorme, făcând concurență neloială, dumping. CNA-ul trebuie să rezolve, CCA-ul la noi se numește, da? Trebuie să rezolve chestiunea, dar poate și CNA-ul. Trebuie să rezolve chestiunea asta. Nu se poate în mlaștina asta, nici încolo, nici încoace, în care suntem de 30 de ani. Asta este boală lungă, moarte sigură, vorba ce. Asta este riscul să ajungem la cel Kaliningrad de care a spus mai devreme. Și aproape de final. Dați-ne, vă rog, niște cuvinte de laud, niște aplauze pentru noul prim-ministru al Republicii Moldova, care deja aproape nu e chiar nou deloc. Dorin Răcean. Da, bun. Cuvinte de laudă poți da după ce va fi reușit ceva, dacă va reuși, și deci își va asuma niște lucruri, le va fi reușit și va veni cu un bilanț. Atunci poți să vorbești de aplauze. Până una alta este, cum spun eu, soluția de salvare, nici nu știu cum, pompierul actualei guvernări, dumnealui, personal. Asta e rolul care i s-a dat. După ce s-a fost destul de zarvă cu tot ce a fost cu contractul cu gaz și cu toate problemele astea cu guvernul Gavriliță, care din start era un guvern nu pe așteptările celor care au votat, ca să spunem așa. Chiar și cu doamna, n-am nimic împotriva ei, dar dacă nu este omul la nivel de prim-ministru, de ce îl pui acolo? Numai îl discreditezi, îl pui într-o situație proastă, la câte enormități a scos. Și din păcate, eu vă spun de acum părerea oamenilor din stradă, care nu au treabă cu politica, care sunt de bună credință, care vor o direcție pro-europeană, care vor să lucreze, să aibă salariu, să ducă în concediu, nu au mari așteptări și ambiții. Ei spun așa, băi, doamna Sandu, da, e o femeie deșteaptă, se descurcă, e la locul ei, dar ăștia din jurul ei nu fac față. Și cât timp o să reușească ea să ducă tot greu sau să descurce și pentru ei? Asta nu poate fi la nesfârșit. Deci ei trebuie să schimbe ceva pe interior. Nu, ei sunt exclusiviști, nu știu cum să spun. Doar ei și mai mult nimeni. Asta la un moment dat o să le joace fiesta. Mai devreme sau mai târziu. Ei trebuie să o înțeleagă. Nu o să înțeleagă, o să trezească exact în situația în care au fost și alții foarte, foarte mari, cu foarte, foarte multă putere și la urmă au rămas pe din afară. De aceea, pentru cuvinte de laudă este nevoie de altceva. Dacă dumnealui și-ar asuma, iată ce am spus eu mai devreme, așa, poate pe o tonalitate un pic mai aprinsă, așa, cu ce trebuie făcut, de tăiat cu trecutul, de aranjat prezentul și de pregătit viitorul, dacă o să-și asume el personal, dar și public, deschis. După aceea puteți să mă ardeți pe rug. Cam asta ar trebui să fie mesajul unui politician azi, la nivelul dumnealor. Puteți după aceea să mă ardeți pe rug. Dar azi eu fac ceea ce trebuie pentru Moldova, pentru că altă soluție nu este. Și sunt exemple în istorie care au făcut-o mult mai a dracului, nu știu cum să spun. Luăm în America, Nixon. Până la urmă a plecat din cauza scandalului Watergate. Dacă în dolarul era pe punctul de a deveni hârtiuță, pentru că nu mai acoperea, nu mai ținea paritatea cu, și inflația mersese foarte sus, nu mai ținea paritatea cu aurul, depozitat în SUA, erau de 4 ori mai mulți dolari pe piață decât aurul în rezervele lor. A chemat economiștii, a stat câteva zile,
Și i-a surprins pe toți când a ieșit și a spus, gata, noi nu mai ținem dolarul legat de aur, îl lăsăm să plutească liber, se face cursul prin calculul ăsta de la burse, cum se mai numește, și de atunci dolarul a pornit într-o lungă călătorie de 50 de ani și până astăzi, și este valută mondială. Dar omul a plecat după aceea prin scandalul Watergate. Dar a făcut un serviciu Americii pe care nu l-a făcut niciun președinte în istoria lor. Și la final... Iată așa trebuie luate decizii, domnilor. După aceea puteți să mă ardeți pe rug, dar azi, pentru că nimeni n-are cine să ia în locul lor, cine o să ia? Poporul de rând care a votat? Poporul de rând votează odată în 4 ani și așteaptă rezultate. După aceea. Dar ăștia ajung la putere și spun, dar ne împiedică competențele, ne împiedică nu știu care. Păi dacă vă împiedică, nu vă băgați atunci. Pentru ce mai cereți voturi dacă nu vă asumați? Asumați-vă, că e prea, prea din calea afară. Noi și așa suntem aici de ochi frumoși, nu știu cum să spun, Ucraina ne apără. Nu era Ucraina, era, nu e grăsat nici guvern, nici parlament, nici nimic. În 30 secunde, iarăși scandal în jurul străzii pietonale. Mai întâi nu le-au plăcut, cum a spus dumneavoastră, că Aldărâm acum nu le place, nu știu ce. Eu nu știu. Eu îmi dau seama că nu o să-l apărească ceva. Nu e vorba de apărare. Eu pot să vă spun sincer cum stau lucrurile, nu e problemă. Dacă tot a spus de pietonală, obligatoriu 31 august trebuie să fie pietonală. Deci cu Căldărâmul care ți-a descoperit, mai sunt străzi cu Căldărâm, mai bine luat de acolo, pus pe 31 august, dar porțiunea asta de la Bodoni până la Pușkin, făcută istoric așa cum a fost. Dacă nu o să o facă, e crim împotriva orașului, să fie clar că s-a descoperit ceva original. Ce am făcut eu pe strada fostă de Ordiță, actual Eugen Doga, a fost o chestiune pe care am vrut-o eu ca să avem o stradă așa ca în Europa, cu pavaj din ăsta cubic. Că noi n-avem niciuna, nici n-am avut nici înainte, pentru că înainte Căldărâmul era de ăsta dreptunghiular, cum s-a găsit pe 31 august. Am vrut una ca în Europa. S-a făcut. Da, este adevărat că porțiunea asta de la Alexandru cel Bun pe la Columna, pe mijloc, anume pe mijloc, a fost prima partidă, acolo s-a pus prima partidă de piatră adusă din Ucraina, că noi n-aveam așa piatră. Și acolo asta e mai ascuțită, mai tăiată, mai prost, cum a fost făcută și e destul de incomodă și l-a mers. Eu țin minte problema asta, dar asta, mă rog, noi nu avem așa piatră. După aceea ce s-a făcut lateral și mai jos, e bine. Deci anume porțiunea asta din mijloc. Așa. Numai că nu mi-a plăcut acum argumentarea pe care au dat-o. Bun, ura este mare a lui Ceban, el a sărit la bătaie, a intrat prin uzupare, până la urmă, în primărie, cu cei interimari care i-a pus Cârdășia din 2018 la alegeri, FSB-ul 2019. Pentru mine el rămâne în categoria uzurpatorilor. Ura este mare și el multe a vrut să distrugă din ce am pornit eu și am făcut. Și aici este o problemă a lui personală, interioară. Nu știu, complex de, nu știu, inferioritate, de frustrare, habar n-am. Și argumentarea a fost că schimbăm pavajul, ca punem clape de pian, virgulă, ca să fie comod la toată lumea. Nu, domnule, dacă vrei să pui clape de pian, tu pui în cinstea maestrului Eugen Doga, în cinstea căruia am numit strada. Doar că noi când am făcut strada, noi nu aveam un pentru cine va fi această stradă. Când am terminat-o, mi-a trecut prin cap ideea să-i propun maestrului Eugen Doga să-i poarte strada numele. Deci nu puteam să punem noi clapele înainte pentru că nu știam că va fi numele Eugen Doga. Cel puțin ideea, clapele vă plac, vă place. Cu argumentarea că este în cinstea maestrului Eugen Doga, care merită treaba asta. Absolut. Dar nu ca să fie mai comod pentru toți. Absolut. Ca asta e absurd. Domn primar, mulțumesc tare frumos că ați fost la noi în emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.